sumarul de azi la Fotbal Viral. Steven Gerrard are un gest superb. Eden Hazard le face o surpriză școlarilor londonezi, iar iubita lui Cristiano Ronaldo pozează pentru o reclamă la lingerie intimă. Urmăriți Fotbal Viral, magazinul săptămânal al deliciilor online din fotbal. Am strâns cele mai virale videoclipuri ale săptămânii pentru ca voi să nu le mai căutați aiurea. Vedem adesea prostia asta de provocare cu mingea la coșul de gunoi de prin vestiare, dar finalizarea de față... N-am văzut-o de unde vine. E momentul să revedem o astfel de provocare încheiată cu succes în vestiarul lui Real Madrid, cu fiul fundașului stânga, Marcelo, în prim plan. Și tot vestiarul e locul perfect pentru o petrecere la care participă Clarence Seedorf și Patrick Kluivert, calificați la Cupa Africii cu naționala Camerunului. Africa de Sud s-a calificat de asemenea. Petrecerea din vestiar a fost la fel de bestială. Distracție și în vestiarul Franței, înaintea meciului cu Moldova. Samuel Umtiti își dă colegii cu parfumul victoriei. În Napoli, ritualul din vestiar e diferit. Se bea cafea. Cafea asta e extraordinară. După antrenament, ai toate motivele să petreci, așa cum o face Alfonso Davies la Bayern München. Șoldurile nu mint niciodată. În Londra, la Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang îl împunge pe Matteo Guendouzi. Pentru a nu mai vorbi despre Sherida Spitze, de la Naționala Feminină a Olandei, care continuă să se antreneze și în vestiar. Acest jucător amator e dovada clară că nu ai nevoie de un stadion arhiplin sau de un gazon perfect pentru a face spectacol. Genul ăsta de preluare te aștepți să o vezi la cel mai înalt nivel. Iar faza asta e de mare clasă. Uneori chiar rămâi fără cuvinte. Din păcate, rămâi și fără finalizare. Sau poate că nu s-a concentrat suficient. Alte ori, chiar că se duce pe pustii. Când o iei printre picioare, se numește că ai avut ghinion. Mai ales când o înfuleci de două ori. Iată un moment jenant pentru acest personaj. Bara te salvează de la dezastru. Nu-i cea mai tare fază? Golul acesta incredibil merită toate laudele. Oh!
Joanna Sands, soția lui Dani Alves, se bucură de vremea frumoasă. Consortul îi imortalizează superba condiție fizică. Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, apare pozând în lenjerie intimă și o face minunat. Marina Lucenco, soția lui Wojciech Szczęsny, a făcut furori într-o ședință foto săptămâna trecută. Acum își încurajează soțul în preliminariile campionatului european în meciul cu Letonia. Cum să arăți bine în perioada de sarcină? Iată-o pe Sarah Cohen, soția atacantului lui West Ham, Javier Hernandez. Ea e mândră de burtica sa. Michela Persico, iubita fundașului lui Juventus, Daniele Rugani, își îngrijește cu mare atenție corpul. Admiratorii o pot urmări în timpul unei ședințe la sală. La fel de sportivă e și soția mijlocașului Barcelonei, Kevin Prince Boateng. Melissa Sata își demonstrează calitățile fotbalistice pe unul din terenurile de antrenament ale lui AC Milan, echipă la care a jucat soțul său. Asta în timp ce Oriana Sabatini, iubita atacantului lui Juventus, Paulo Dybala, se relaxează împreună cu prietenele. Echipamentul de seară le remarcă într-un mod deosebit. Pentru adevăratul fan, fotbalul aduce bucurie în viață. E valabil și pentru Oscar, un suporter suedez de 7 ani. Micuțul suferă de cancer și și-a pierdut parțial vederea. Naționala de fotbal a Suediei l-a invitat să petreacă împreună cea mai frumoasă zi din viața sa. Salut, cum te cheamă? Hei, ții cu Lindo FF? Asta în timp ce puștii din Liverpool au parte de o zi pe cinste. După un turneu în scopuri de binefacere pe Anfield, ei primesc banderola de capitan și ghetele de joc ale legendarului Steven Gerrard. Iar vedeta lui Chelsea, Eden Hazard, le face o surpriză de zile mari acestor școlari din Londra. Imaginile sunt de milioane. Salut! Ce mai faceți? Fanii galezi se simt extraordinar. Cântă din toți plămânii după victoria în fața Slovaciei. În privința interpretării, fanii lui Tottenham pot învăța de la colegii galezi. Important e că se simt bine la inaugurarea noului lor stadion din Londra. Există și ceva probe de dans. În orașul marocan Casablanca, stadionul de față arată ca și cum ar avea ceva în vechime în câmpul fotbalului. Important e că suporterii marocani sunt capabili să găsească soluția ideală. Dincolo de ocean, în Uruguay, fanii au găsit și ei rezolvarea în cazul în care le pică nocturna. Un suporter care înghite flăcări.
E foarte important ca fotbaliștii să-și găsească timp pentru relaxare, așa cum e cazul fundașului lui Manchester City, Benjamin Mendy. Iată-l împrietenindu-se cu două girafe în Dubai. Fotbalistului Tottenham, Dele Alli, nu ia situația între atât de serios în avionul cu care se întoarce naționala Angliei. El îi face o farsă cu echipierului Raheem Sterling. În cantonamentul Spaniei domnește relaxarea. Sergio Ramos și Iker Muniain repetă la antrenamente. Asta în timp ce la Borussia Dortmund jucătorii își fac timp pentru a juca Jenga, un joc antic și de demult. Tac. Portarii Roman Burki și Marvin Hitz se provoacă reciproc. Câștigi sau plătești amenda? Hitz trage necâștigătoarea. Nu se mișcă deloc. Ce bine e! Tocmai ce l-am văzut pe Benjamin Mendy în Dubai, atacantul lui Manchester United, Jesse Lingard, și-a stabilit reședința în statul din deșert. El se adaptează locurilor și se bucură din plin de cultura locală. Dacă vrei să joci fotbal, nu trebuie să folosești neapărat o minge de fotbal. De ce să nu încerci o minge de rugby, așa cum face acest australian? Sau să faci spectacol cu o doză de băutură răcoritoare. Personajul din imagine folosește o minge de fotbal la panoul de basket. Poți folosi mingea de fotbal și când ești în barul de alături. Tipul din imagine demonstrează că poți face fotbal acrobatic oriunde în lume. Cât de tare e să le arăți amicilor ce ai învățat să faci cu mingea. Sau să-ți folosești un prieten în loc de cobai. Alții învață de la cei mai buni. E cazul fiului atacantului Barsei, lui Suarez. Împreună, cei doi sunt cireașa de pe tort. Pentru a nu mai vorbi de exemplul acestui acrobat olandez, inventator al propriului trick. Nici acum n-am înțeles prea bine cine l-a învățat fotbal pe cățelușul din imagine. Dar ce ziceți de preluarea asta de manual? Doamna de față deține controlul perfect al balonului. Videoclipul viral al săptămânii e unul cât se poate de sportiv. Într-un meci al echipei de sub 14 ani a lui Galatasaray, tânărul fotbalist al Galatei, Beknaz Almazbekov, primește un penalti pe care el îl consideră incorrect. Se poziționează în spatele mingii, apoi recurge la un gest cât se poate de sportiv. Atât la fotbal viral, pe săptămâna viitoare!